în căutarea dumneavoastră absolută a sensului istoriei, simțiți uneori că vă rătăciți, că vă împotmoliți? Ce vă scoate? Nu, dacă vrem să explicăm istoria, să o explicăm până la capăt, cu siguranță că ne împotmolim. Fiindcă atât de mulți factori se combină în împingerea asta înaintea istoriei, încât și se combină aleatoriu. Sigur, după ce lucrurile s-au petrecut, dar să privim spre viitor. Noi nu știm nici ce se va întâmpla mâine. Nu vreți bine, spre poate viitor, că o nimerim pentru ziua de mâine. Poate. Dar dacă facem pronosticuri pentru ce va fi peste 10 ani, nu mai spun 50 sau 100 sau 100 de ani, vom greși aproape cu siguranță.